Mă bucur să fiu astăzi alături de voi și să fiți într-un număr atât de mare. Mă bucur să văd colegii mei de la facultate și mulți alți prieteni. Numele meu este Raluca, după cum bine știți, și astăzi am venit să fiu alături de voi pentru a vă povesti modul în care Dumnezeu mi-a schimbat viața. Dintr-o fată care petrecea aproape weekend de weekend în cluburile de noapte și festivalurile din România, într-o fată care acum îl slujește pe Dumnezeu cu multă râvnă și știe că are un Dumnezeu real. Se prea poate ca titlul mărturiei mele să vă fi speriat puțin, însă uitându-mă la felul în care am trăit înainte și făcând comparație cu ceea ce trăiesc acum în prezent, vă pot spune sincer că mă îndreptam ușor spre iad. Și cred că pentru mine a fost un iad ceea ce am trăit, pentru că m-a impactat foarte mult. Însă, cum am spus, viața mea a început într-o familie ortodoxă. N-am fost dintotdeauna crescută în biserică, ca mulți dintre voi. Părinții mei, mergeam cu părinții mei de două ori pe an la biserică, la Paști și la Crăciun. Îmi plăcea foarte mult să petrec timpul la biserică, chiar dacă nu înțelegeam nimica la biserica aceea ortodoxă, pentru că știam că sunt alături de ei mei și făceam niște rugăciuni foarte simple, dar care mi-atingeau mintea și sufletul chiar și atunci când eram mică. Pentru început, vreau să vă spun că nu am înțeles deloc felul în care Dumnezeu lucrează în viețile oamenilor și modul în care Dumnezeu le schimbă viața oamenilor. Am fost la biserică, însă mai mult de gura părinților. Nu am simțit niciodată prezența lui Dumnezeu, nu am simțit niciodată felul în care, cum a spus, Dumnezeu lucrează în viețile oamenilor. Și, într-un fel, în familia mea, toată familia a fost ortodoxă, nimeni n-a fost pocăit, pentecostal, baptist sau de altă religie, dar bunicii mei s-au întors la Hristos, au avut o viață foarte tumultoasă, pot să spun, și plină de necaz, dar s-au întâlnit personal cu Hristos. Apoi, mama mea, când era mică, s-a pocăit și după ce s-a pocăit, vă dați seama, a venit la mine să-mi prezinte Dumnezeul pe care ea l-a cunoscut, însă eu am refuzat-o foarte mult și nu am băgat-o în seamă. Îmi dădea Biblia să citesc, îmi spunea să vin la biserică, mergeam, dar tot timpul făceam foarte urât și o jigneam foarte urât când veneam la biserică. Însă, am fost o perioadă, după ce mama mea s-a întors, doar că ceva în mintea mea era că Dumnezeu nu există, că am un Dumnezeu care nu mă ascultă, că am un Dumnezeu care nu mă bagă în seamă și am fost o fată foarte rebelă. Cumva nu am avut credință deloc că Dumnezeu există și chestia asta m-a șocat foarte, foarte tare. În școala gimnazială am început să fiu mult mai rea, am devenit o persoană care prelua comportamentele colegilor mei. Încă de pe atunci am început să fiu bătăușă, să înjur, să fiu o persoană foarte, foarte rea. Multă lume fugea de mine pentru că știau că îi înjuram, că mă uitam foarte urât și vorbeam cu oamenii foarte urât. Am început să nu mai merg la școală o perioadă pentru că am avut un anturaj foarte urât încă din clasa șaptea. Am început să fumez pentru că colegii mei erau într-un astfel de anturaj și mi-a plăcut că era cool. Părea cool să fumez la o vârstă așa de mică, părea cool să faci ceea ce nu te lasă părinții să faci. Părinții mei au încercat cât de cât să mă țină în frâu și să nu mă lase să merg în astfel de anturaje. Au făcut o treabă bună și vreau să le mulțumesc pentru asta, însă cu cât am crescut mai mare, cu atât am devenit mai rea, mai rebelă și am început să mă cert foarte rău cu părinții mei. În clasa 8 am început să mă maturizez, însă nu m-am lăsat de ceea ce am făcut. Am continuat și mai rău și mai rău. Am început să disprețuiesc oamenii, să jignesc profesorii, să fac probleme la școală și mama mea să fie chemată aproximativ în fiecare weekend la școală pentru a avea discuții cu profesorii. Era o viață foarte, foarte grea pentru părinții mei. Mi-a spus, mama mea s-a pocăit, însă a fost greu pentru ea, pentru că suferea mult. Ea se ruga pentru mine ca Dumnezeu să-mi schimbe și mie mintea cum i-a schimbat ei, însă
atât de mult am urât biserica, atât de mult am urât să vin la biserică și tot ceea ce însemna programul, cântările creștine, nu suportam deloc să ascult cântări creștine. Însă cu toate acestea, nu am renunțat să mă rog. Eu de mic am fost învățată de mama mea să fac o rugăciune simplă în care să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să-mi cer iertare și cumva îmi lăsam conștiința să cred că nu ești o persoană chiar așa de rea. Roagă-te în continuare, zi Tatăl nostru și totul o să fie ok. Cum de astfel mulți dintre creștinii care nu sunt practicanți o fac și cred că este ok, doar pentru a le ține mintea în contact cu Dumnezeu. Liceul a fost cea mai grea perioadă din viața mea, pentru că din punct de vedere emoțional am fost praf, din punct de vedere al influențelor pe care le-am avut la fel a fost foarte greu, am început să fumez mai des, mergeam weekend de weekend la petreceri, îmi plăcea foarte mult viața de noapte, distracția, colegii mai mari cu care ieșeam erau mult mai mari ca mine și făceam ceea ce făceau ei. Am început să nu mai pot să trăiesc fără muzică și nu o muzică bună, ci o muzică care să-mi strice la nivelul minții creierul, să nu mai pot funcționa, să nu mai pot să trăiesc fără un anumit gen de muzică. Și în fiecare dimineață mă trezeam pe același tip de muzică, plângeam dimineața, mă trezeam cu gânduri groaznice, pentru că tipurile astea pe care le ascultam eu de muzică erau foarte demonice și niște melodii prin care satana efectiv încerca să-mi fure mintea. În perioada aceasta am avut și primul prieten, pentru că m-am îndrăgostit și am făcut cea mai mare greșeală din viața mea. A fost o perioadă tulburătoare pentru mine, după care am început să mă droghez. Am încercat drogurile și am mers la festivaluri, cum am spus, la multe cluburi din țară, însă la o vârstă foarte fragedă, crezând că voi fi fericită. Dar n-am fost fericită. Când am ajuns, și țin minte și acum, când am ajuns la Antold, am crezut că viața mea s-a îndeplinit. Scopul vieții mele era să merg la festivaluri, să trăiesc o viață destrăbălată, să se uite lumea la mine, că cine sunt eu, să fiu cineva, să fac ceva cu viața mea încât să impactez oamenii. A fost foarte greu. Este greu când îți dorești să fii în lumina reflectoarelor, când nu-L cunoști pe Dumnezeu și... Țin minte și atunci când am fost, oamenii erau distruși în jurul meu, erau drogați, erau lipsiți de fericire, se tărau pe jos din cauza alcoolului, era efectiv iadul pe pământ. În momentul când am ajuns acolo și am văzut ce s-a întâmplat, nu venea să cred, oare asta e viața pe care eu mi-am dorit-o? Oare asta e viața pe care eu credeam că o să fiu fericită? Credeam că fericirea înseamnă să fiu liberă. Visam să trăiesc o viață precum cei din America. Droguri, petreceri, alcool. Visam la ziua când urma să plec de acasă și să fac ceea ce vreau cu viața mea, fără ca părinții mei să mai aibă ce să-mi spună. Abia așteptam să plec de acasă. Evident că nu m-am mai înțeles deloc cu părinții mei, fugeam de acasă în club, îmi închideam telefonul și spuneam fie ce-o fi, eu vreau să-mi trăiesc viața, viața înseamnă distracție. Părinții mei stăteau acasă și plângeau pentru că nu mă mai găseau, trimiteau poliția după mine și multe alte lucruri pe care nu vreau să intru în detalii, dar gândiți-vă că a fost foarte greu pentru ei. Îmi amenințam părinții foarte mult, le spuneam că dacă nu mă lasă în anumite cluburi eu o să mă omor, o să fac ceva foarte grav încât ei nu o să mă mai vadă niciodată. De la toate aceste lucruri au pornit gândurile groaznice pe care m-am luptat foarte mult cu ele, și anume gândurile de sinucidere. Niște gânduri care au venit în urma a ceea ce făceam. Alcoolul, drogul, țigările, petrecerile. Totuși, în mod indirect, îmi împăcam conștiința prin rugăciuni și care mă făceau să cred că eram totuși o persoană bună, nu eram chiar atât de rea. Până când... La sfârșitul anului 2020, în perioada carantinei, când cu toții am fost obligați să stăm în case, a fost o perioadă în care Dumnezeu m-a pus față în față cu El. N-am mai avut scăpare atunci. Eram în casa mamei mele și țin minte și acum că aveam o Biblie pe noptieră, însă eu n-am deschis-o niciodată. O țineam acolo pentru că credeam că doar având o Biblie lângă mine sunt păzită de Dumnezeu. Asta era în gândul meu. Și... Planul lui Dumnezeu în viața mea nu a fost acela de a avea o viață destrăbălată.
A fost foarte diferit. În acea perioadă am început să mă confrunt cu gândurile de care v-am zis, foarte demonice și foarte rele. Gânduri de sinucidere, gânduri de depresie. Am intrat într-o depresie în care mă trezeam dimineața plângând. O trezeam pe mama din somn în anumite seri și spuneam: mama, simt că acum vine cineva să mă ia și o să mă omor. Simt că mi se ia mintea și nu mai pot să gândesc. Stăteam la birou să învăț sau să fac altceva și ceva îmi spunea: acum te duci și te omori, acum te duci și te omori. Și nu înțelegeam ce sunt cu gândurile astea, pentru că eu nu puteam să fac față gândurilor. Și în general, fără Dumnezeu, nu pot să faci față anumitor lucruri și chiar deloc n-am putut să fac față, crezând că eu sunt puternică. Când am văzut că nu mai pot să ies din stările alea, am început să fac alte lucruri. Am început să fac yoga, crezând că este un sport care este bun, însă este un sport foarte demonic, care mi-a distrus mintea mai mult. Am început să fac sport excesiv și multe alte lucruri, iar am observat că nu puteam să ies din stările alea deloc. Dar Dumnezeu nu a hotărât să continui. La un moment dat, în seara, am deschis YouTube-ul și am pus melodiile pe care eu le ascultam de obicei. N-am ascultat niciodată, să pot să spun, pe YouTube ceva creștin, o melodie precum le cântăm noi aici la biserică sau alte lucruri. Însă prima dată când am dat pe melodie, s-a derulat la sfârșitul melodiei o melodie creștină: Eu de tine am nevoie. În momentul acela era seară și acum țin minte cum eram cu telecomanda în mână și am vrut să opresc și am zis că eu în viața mea eu nu ascult muzică de pocăiți, eu nu ascult muzica pe care mama mea o ascultă, eu nu ascult nimic ceea ce are legătură cu pocăiții pentru că eu nu vreau să mă pocăiesc. Am apăsat să închid televizorul și ceva mi-a spus: așteaptă, așteaptă și nu-l închide. Și am fost așa de cercetată și începeam să tremur și am zis: ok, ascult. Am ascultat melodia și în momentul acela mi-au curs lacrimi pe obraz și când am văzut ce versuri avea melodia aceea, am îngenunchiat în fața patului și mi-a ridicat mâinile, așa cum știam eu, pentru că nu știam foarte multe. Am ridicat mâinile și am spus: Doamne, eu vreau să mă schimbi. Doamne, eu vreau să mă schimb, eu nu mai pot să trăiesc cu gândurile de sinucidere, cu gândurile demonice, cu cel rău lângă mine, nu mai vreau. Doamne, schimbă-mă. Asta a fost prima mea rugăciune, pot să vă spun sinceră. De atunci, ceva s-a schimbat în inima mea. A doua zi, fiindcă eram în casa mamei mele, am luat Biblia aceasta, am deschis-o și am început să citesc psalmii. În fiecare seară citeam câte un psalm. În fiecare seară simțeam că dacă citesc din Biblie, ceva se schimbă, ceva mă calmează, ceva mă ține să fiu mai fericită. Și s-a schimbat cu totul mintea mea. După carantină s-a terminat perioada și am fost chemată la serile de tineret, precum este aceasta. Și am fost chemată acolo și în urma unei predici s-a făcut o chemare. Și a zis: cine vrea să-și predea viața în mâna lui Hristos, să vină în față, pentru că ne vom ruga pentru ei. Nu știam nimic, viața mea încă nu era schimbată, încă eram prinsă cu țigări, încă eram prinsă cu foarte multe lucruri. Nu știam dacă să ies sau nu, s-a dat o luptă foarte mare. Însă la un moment dat, și cred că Dumnezeu a fost acela, eram undeva pe rândul al patrulea și la un moment dat am început din nou să tremur. Tremuram și bătea inima foarte tare și ceva mi-a dus piciorul drept în față. Și atunci mi-am dat seama că e Dumnezeu care vrea să mă duc în față. Și am zis: Doamne, nu știu dacă e bine ce fac, dar eu mă duc. Și când m-am dus acolo, am început să plâng și să strig către Dumnezeu din nou: Doamne, schimbă-mă, Doamne, schimbă-mă, nu mai vreau să trăiesc viața pe care o trăiam. Și am primit o pace și o bucurie în inimă după ce s-au rugat frații pentru mine în față. Am plecat așa de bucuroasă de la biserică. Parcă puteam să mut și munții, parcă puteam să merg pe stradă să spun la toată lumea ceea ce mi s-a întâmplat. Am primit mult ajutor de la oameni din biserică. Aici am găsit oameni care au fost serioși cu pocăința, care au fost pentru mine și m-au ajutat foarte mult, care m-au învățat să mă rog. Aici am putut să cresc, pentru că n-ai altundeva unde să crești decât în biserică. Însă nu reușisem să scap de toate obiceiurile vechi, dar rugăciunea făcută de mama mea și de ceilalți care ulterior s-au întors, bunicii mei, la Hristos,
nu m-au lăsat și nu m-au ocolit. Toate acestea m-au împins la o transformare spirituală radicală. La fel de radicală ca și în celelalte poze pe care le-ați văzut. Sunt niște poze după cum am schimbat și am ținut să le pun, pentru că este o transformare wow. Nu doar pentru mine, dar mama mea este cea care a fost de la început până la sfârșit și a văzut această transformare și ea a fost atât de bucuroasă. După ce am început să merg mai des la biserică, am învățat mult mai mult să mă rog, să mijlocesc, să pot să stau mai mult cu oamenii din jur care îl cunosc pe Dumnezeu pentru a crește. Iar la fel, într-o seară, am deschis YouTube-ul și am pus melodie creștină pe fundal, iar în timp ce mă rugam, am început să fredonez pe engleză niște versuri pe care nu mi-am dat seama ce cântam. Versurile sunau așa: Duh Sfânt, vreau credință fără de hotare, vreau să umblu peste ape oriunde mă chem, Doamne. Du-mă dincolo de unde eu pot merge, iar credința mea va crește în prezența ta, Iisuse. Cântam versurile astea în engleză și nu conștientizam ce cânt, însă în seara aceea, în camera mea, așa cum eram eu, Dumnezeu s-a coborât acolo și mi-a văzut inima cât tângeam să mă schimb. Iar în seara aceea am fost botezată cu Duhul Sfânt în casă la mine, fără ca eu să știu ce este Duhul Sfânt, fără ca eu să știu cum se manifestă Duhul Sfânt, n-auzisem pe nimeni în biserică, n-auzisem pentru că eu nu mergeam la... N-am auzit niciodată cum se manifestă Duhul Sfânt. Dar Dumnezeu a ales să mă boteze cu acest Duh Sfânt seara în camera mea. A fost o experiență pe care nu pot să vi-o descriu. Evident, odată cu lucrul acesta au venit batjocurile colegilor mei, așa zis și prieteni, m-au părăsit imediat după ce au văzut lucrurile pe care am început să le postez, și anume postările despre Dumnezeu de pe Instagram, versetele biblice pe care le share-uiam la ceilalți pentru ca și ei să-L cunoască pe Hristos. Am început să postez foarte mult pe Instagram, am început să-mi schimb radical viața, trecutul, chiar și îmbrăcămintea, pentru că nu putem să pretindem că schimbarea a fost doar pe interior. Necesită o schimbare și pe exterior. După ce Dumnezeu mi-a schimbat interiorul, El mi-a schimbat și exteriorul. Nu am mai putut să mă îmbrac în felul în care m-am îmbrăcat, n-am mai putut să înjur, n-am mai putut să blestem, n-am mai putut să îmi jignesc părinții. Pur și simplu m-am apropiat de Biblie și am văzut că tot ceea ce făceam eu era greșit. Nu mi-a spus un predicator, nu mi-a spus mama că fac greșit. Am luat Biblia și am descoperit că în Biblie scriu atât de multe lucruri minunate. Și atunci am început să mă conformez lui Dumnezeu, cerințelor lui Dumnezeu. N-am ascultat batjocurile colegilor mei, chiar dacă la început m-a durut. Mergeam la școală și acum țin minte cum toată lumea râdea și spunea Jesus loves you, pentru că așa mi-am pus numele pe Instagram, Jesus loves you. Și își băteau joc colegii de mine și râdeau că tu te-ai pocăit? Tu care ai făcut atâtea și atâtea lucruri mizerabile, tu ți-ai schimbat viața? Nu te credem. Până în prezent, colegii mei nu cred în schimbarea mea pentru că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Însă au văzut pe perioada liceului că am fost o altă persoană. Și la un moment dat, țin minte și acum a venit un coleg la mine și mi-a spus: Raluca, tu chiar te-ai schimbat? Ce s-a întâmplat cu tine? Și atunci am spus despre Dumnezeu. La un moment dat auzeam pe cineva că vorbea despre mine pe stradă urât și m-am dus la el și zice cineva: totuși tu te-ai schimbat, ce s-a întâmplat cu tine? I-am spus de Dumnezeu. Rând pe rând Dumnezeu mi-a făcut cale ca eu să pot să vorbesc despre El și oamenii au început să creadă în schimbarea mea, pentru că este o schimbare continuă pe care numai Dumnezeu a putut să o facă. Nu putea niciun psiholog, nu putea niciun om, nu putea niciun păstor, nimeni nu a putut să mă schimbe. Eram atât și atât de rea, încât n-a putut decât Dumnezeu. A urmat să fac botezul în apă, după cum știți unii dintre voi, sau poate nu știți că se face la noi. Am făcut botezul la 300 de kilometri de orașul în care locuiam, deoarece avusesem o experiență în acel oraș profetică, în care Dumnezeu mi s-a descoperit și mi-a vorbit personal. Iar acolo am decis că va fi locul unde eu voi face acest legământ important pentru mine.
Am fost multe lupte, evident. Nu a fost ușor, pentru că tatăl meu este ortodox și nu a vrut nici cum să fac acest pas. El a venit și mi-a spus: Raluca, dacă tu te botezi, o să faci cea mai mare greșeală din viața ta. Evident, am plâns foarte mult, m-a durut foarte tare și cu cât se apropia timpul să intru în apa botezului, se dădeau lupte și mai mari, și mai mari, și mai mari pentru mine. Tatăl meu nu mă mai băga în seamă, nu mă mai saluta în casă, trecea pe lângă mine, râdea în fața mea și maică îmi spunea pocăit-o, însă nici atâta n-a vrut să spună. Efectiv, mi-a întors spatele, vreo 2-3 săptămâni n-am vorbit cu el deloc. Mama mea mă încuraja, spunea: Raluca, dacă Dumnezeu te-a schimbat, ne luăm de mână și mergem și facem botezul doar noi două. Crede-mă că Dumnezeu va lucra într-un mod extraordinar și se va pocăi și tatăl tău. Oamenii din jur ziceau să am credință pentru că el va veni, tatăl meu va veni la botez. Eu m-am uitat la ei și am zis, așa să fie, doar că n-aveam credință deloc. Ceva în inima mea, diavolul îmi punea gândul ăsta că nu o să vină, că nu o să vină. Iar în seara dinaintea botezului eram la Orșova, acolo unde am făcut botezul, și m-am pus în genunchi în cameră, țin minte că era 2 dimineața și acum, și am început așa de tare să plâng pentru că am primit un mesaj din partea bunicii mele care era pocăită și mi-a zis: Ralucuța, ultima rugăciune o facem în seara asta ca tatăl tău să vină de la Deva la Orșova, să facă 300 de kilometri doar ca să vină la botezul tău. Și am spus, ok, mă pun pe genunchi să mă rog, dar nu, eu nu cred așa ceva. Pentru că tata era atât de împotrivitor și atât de rău cu mine. În momentul acela m-am pus pe genunchi și am zis că fac ceva ce n-am mai făcut niciodată. Și următoarele cuvinte le-am spus lui Dumnezeu: Doamne, dacă Tu chiar existi, Doamne, dacă Tu chiar existi, mă rog ca Tu să-L aduci pe tatăl meu la botez. Mă rog, Doamne, să faci, nu știu cum vei face, nu știu cum îl vei aduce, nu știu dacă îl vei aduce cu forța sau nu, dar te rog să fii acolo. Iar dacă vei face asta, eu voi ști că Tu existi. Vă zic sincer că am avut foarte mare necredință, dar am spus și totuși am spus-o parcă cu credință. În dimineața botezului, cei dragi trebuiau să vină de la Deva, la Orșova. Eu eram la un hotel, pentru că acolo stătea sora mea, iar la ușa hotelului știam că trebuie să vină mama. A bătut la ușă mama mea și în spatele ei era tata. Era tatăl meu care s-a uitat la mine în ochi și țin minte și acum cum s-a uitat și mi-a zis, am venit. Mi-a zâmbit după atâta bajocură, după atâta încercare și după atâtea discuții în casa noastră, el a venit la botez. M-a luat în brațe și în momentul acela atât de tare plângeam și eu și mama și sora mea și toți care erau în jurul meu, ori plâns de numai, pentru că știau ce fel de persoană e tata. Și l-am luat în brațe și am zis, ai spus că vii și ai spus că nu vii și ai venit. Și totuși ai venit. Nu mi-a zis nimic. Ego-ul din inima lui nu l-a lăsat să zică nimic, dar m-a luat în brațe și mi-a zâmbit. Atât de mult a contat momentul ăla. Apoi am ieșit pe balcon și am ridicat ochii către cer, cu mama lângă mine, plângând. Și m-am uitat către cer, aducându-mi aminte ceea ce i-am spus la Dumnezeu. Doamne, dacă Tu chiar existi, în ultima seară mă pun pe genunchi și mă rog ca tatăl meu să vină de la Deva la Orșova. Nu știu cum, dar Dumnezeu a făcut-o. Tocmai pentru ca El să-mi demonstreze că El există, tocmai ca eu să am mai multă dragoste pentru El, mai multă râvnă pentru El, tocmai ca eu să am o credință cu adevărat trăită, pentru că Dumnezeu m-a învățat rând pe rând să mă încred în El. M-am botezat, am fost fericită, eram în apa botezului și vreau să vă mărturisesc că efectiv eram așa de bucuroasă, am chemat 20 sau 30 de persoane de la Deva. Le-am chemat cu autocarul și m-am bucurat să am persoane care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu la botezul meu. Toată lumea în sală plângea. În momentul în care m-am băgat în apa botezului, colegii mei, prietenii mei, toți plângeau, erau toți cercetați, eu plângeam, mama efectiv plângea. La un moment dat știu că tatăl meu s-a uitat, numai la el mă uitam, era acolo în dreapta și mă uitam la el în continuu să văd dacă vars o lacrimă, dacă se bucură cu adevărat pentru mine. Mi-a zâmbit, tot îmi zâmbeam,
Mă rugam așa de tare, a fost o luptă spirituală în fața aici la biserică. Mă rugam în timp ce lauda și cântarea era și mă rugam și ziceam, Doamne, schimbă-i mintea, Doamne, transformă-l, Doamne, schimbă-l, Doamne, schimbă-l. În continuu mă rugam pentru el. Însă va veni și momentul lui. Va veni și momentul lui. Și acum am credință și mai mare. Însă, revenind la mine, vreau să vă întreb, cine credeți că m-a schimbat? Credeți că a putut să mă schimbe cineva pe mine? Credeți că Dumnezeu nu poate să vă schimbe, poate și pe voi? Aveți impresia de multe ori că veniți la biserică și cineva aici vă stoarce mintea, vă schimbă, vă transformă? Niciodată nu o să vedeți așa ceva. Dumnezeu m-a chemat și mi-a spus, ai de ales, viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul, tu alegi. Tu alegi dacă vrei să te pocăiești, tu alegi dacă vrei să schimbi viața, tu alegi dacă vrei să nu mai trăiești cum am trăit și eu, în depresie, în gânduri de sinucidere, într-o viață mizerabilă, tu alegi, nu te obligă nimeni. Și asta e dovada vie, că niciun om din biserică și nimeni nu te poate obliga decât Duhul Sfânt să te convingă a lui Dumnezeu. Diavolul îți spune de multe ori că viața e scurtă, cum mi-a spus și mie, trăiește-o la maxim, destrăbălează-te, fă ce vrei, pe când Dumnezeu îți spune, viața ta este scurtă, lasă ceva bun în urma ta. Diavolul îți dă o familie distrusă, diavolul îți dă o tinerețe distrusă, pe cum am avut-o și eu până la o anumită vârstă, un corp distrus de toate substanțele pe care le-am consumat, îți dă gânduri de sinucidere, îți distruge viitorul și multe altele. Însă Dumnezeu îți dă o viață fericită, îți dă sănătate, îți dă liniște în suflet când ai o problemă. Îți spune, vino la mine, alege, te las să alegi și îți dă totul. La sfârșit vei primi cunona, vei primi cerul. Dar însă dacă îl alegi pe diavol, ce vei primi? Nu uita că în Biblie am citit versetul acesta și m-a impactat foarte mult, care spune așa, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi, pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. De multe ori alegem să ne pocăim pe la 30-40 de ani, însă mă bucur că Dumnezeu a ales să mă întorc la vârsta de 18 ani, pentru că cu cât stai mai mult în mocirla păcatului, cu cât am stat și eu în mocirla păcatului și cu cât m-a fundat mai mult în lumea asta, cu atâta consecințele pe viitor vor fi mai mari. Și l-am lăudat pe Dumnezeu și am spus, Doamne, îți mulțumesc că m-ai schimbat acum. Poate că ajungi la o vârstă și te întrebi de ce viața ta n-are sens, de ce nu reușești nimic, de ce ai gânduri și traume vechi pe care nu le mai poți schimba și nu le mai poți vindeca. E bine, vreau să spun ceva. Dacă nu te vei întoarce acum, în seara asta la Dumnezeu, poate că vei merge bine o perioadă, îți va fi bine, însă va veni un moment, cum a venit și în viața mea, când Dumnezeu îți va ieși în cale și îți va spune, atât am îngăduit pentru tine. Dumnezeu nu te va lăsa să continui mocirea la păcatul atâta timp cât tu continui să ai o inimă sinceră, cum am avut-o și eu, continui să te rogi, continui să vii la biserică, continui să vrei să te schimbi. Alege-L pe Dumnezeu în seara asta. După ce m-am botezat, m-a rugat foarte mult câteva luni, cu lacrimi în ochi, în cămăruța mea, ca Dumnezeu să-mi descopere ceea ce trebuie să fac. Lucrarea care era pregătită pentru mine. Pentru că știam că dacă Dumnezeu te scoate dintr-o lume atât de murdară, trebuie să aibă ceva pregătit pentru tine. O lucrare. Cu toți are o lucrare. Doar că trebuie să fim atenți la vocea Duhului Sfânt și să putem să acționăm. Să nu ne fie frică. Vedeam slujitorii bisericii și oamenii lui Dumnezeu care erau atât de dedicați pentru lucrare. Vedeam ce pasiune extraordinară și ce devotați erau pentru oamenii nemântuiți, pentru a face ceva în biserică, pentru a merge la săraci, pentru a face orice altceva. Și mi-am dorit și eu să fiu ca unii din ei. Am început să dau Biblie la familia mea lărgită, la verișoara mea, la prieteni, la rude, pentru că Biblia mi-a schimbat viața și mi-am dorit ca și ei să trăiască, și ei să experimenteze, și ei să citească Biblia, pentru că voiam să se schimbe și ei. După aproximativ 7 luni de la botez, Dumnezeu mi-a vorbit personal la nivelul minții și mi-a spus așa, Raluca,
am o lucrare specială pentru tine. Nu am crezut că e vocea lui Dumnezeu. Eram la început și nu știam să deosebesc vocea lui Dumnezeu și probabil mintea mea. Și am zis, Doamne, dacă Tu ești, dacă Tu ai o lucrare specială, descoperăm lucrarea și mai vorbește-mi încă o dată. După puțin timp, Dumnezeu mi-a vorbit din nou spunându-mi mai detaliat lucrarea la care sunt chemată, iar vocea pe care Dumnezeu mi-a pus-o în minte suna cam așa. Ia o Biblie, scrie un mesaj pe copertă, sublinează versetele care ți-au impactat și ți-au schimbat ție viața și astfel oamenilor le va fi mai ușor să citească Biblia. Am zis, imposibil. Oare chiar asta să fie ideea lui Dumnezeu pentru ca oamenii să fie mai interesați de Biblie? Am rămas șocată, n-am fost sigură, părea absurd ca asta să fie soluția pentru ca oamenii să citească Biblia, însă am început, am împărțit prietenilor aceste Biblii personalizate, am văzut care efect. Am văzut cu ochii mei cum Dumnezeu a lucrat la inima prietenilor din jur, renunțau la droguri, renunțau la țigări, renunțau la petreceri și la multe altele pentru că ei au avut curiozitatea de bunăvoie să citească Bibliile. În momentul acela am rămas foarte șocată pentru că a funcționat. Dumnezeu a întors și a mântuit oameni prin acest proiect. Iar acum vreau să vă povestesc un pic despre acest proiect, pe scurt. Proiectul O Biblie Personalizată. Poate că unii știți, poate că unii nu. Însă acesta este lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat pe mine și pe alți 200 de tineri în prezent, din țară și din diaspora, în acest proiect minunat. Vreau să vă spun un pic cum a început totul. Proiectul acesta a început din dorința de a împărtăși cu oamenii cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, cum am spus, Biblia este baza schimbării mele și baza a ceea ce numesc eu o naștere din nou, un om nou. Am văzut că verișoara mea avea multe Biblii în casă, însă nu le citea. Și atunci Dumnezeu mi-a spus acest lucru pe care vi l-am spus și vouă și i-am dat această Biblie personalizată. În momentul când ea lua Biblia din mâna mea, s-a uitat la mine în ochi și a spus în felul următor, Raluca, tu ai stat atâta timp să scrii și să personalizezi această Biblie pentru mine? Și am spus da, pentru că îmi doresc ca tu să citești, pentru ca și tu să te pocăiești, pentru că îmi doresc ca și tu să cunoști ceea ce am cunoscut eu. Momentul ăla a rămas șocată și a zis, wow! Scopul acestor Biblii este ca oamenii să aibă o curiozitate mai mare față de Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul acestui proiect este ca oamenii să pocăiască și scopul principal este ca noi să facem o trezire în România, mergând la oameni de pe stradă, la evangelizări, cu aceste Biblii și prezentându-le cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun că s-au întâmplat multe de când am început proiectul ăsta. Dumnezeu a schimbat foarte mulți oameni. În prezent sunt două persoane care s-au botezat și care s-au născut din nou. Și Dumnezeu le-a schimbat atât de minunat și le-a vorbit așa de personal prin aceste Biblii. Și m-a motivat să continui și mai mult și mai mult să continui. Tocmai de aceea, următorul slide este scopul nostru pe care vi l-am prezentat deja, iar următorul este o statistică a orașelor în care am împărțit Biblii. După cum puteți să observați, s-au împărțit anul acesta undeva la 3200 de Biblii personalizate deja în România și multe altele le avem deja pregătite pentru distribuire. Sunt foarte mulți oameni implicați și le mulțumesc și pe calea aceasta tuturor care se implică. Mai departe, este echipa care este în spate. Echipa extinsă. Iar pe scurt, ca să vă spun un pic cum funcționează acest proiect, pasul 1 este să deschizi prima pagină a Bibliei, acolo unde o să găsești pagina albă și acolo am scris primul mesaj intitulat Suflet drag, întoarce-te la Dumnezeu, pocăiește-te cât încă se mai poate și multe alte cuvinte minunate pe care Duhul Sfânt le poate da în acel moment. Scrii un mesaj pe copertă, pe prima pagină. Pasul 2 este ca pe planul de subliniere, noi, o echipă, am făcut niște versete foarte importante care nu vrem să le ratăm oamenilor care n-au Biblie și le-am pus toate într-un plan. Ei bine, toate versetele din planul ăsta trebuie să fie subliniate, iar pasul 3 este să punem câte un sticker acolo unde am subliniat, pentru ca oamenii când vor vedea această Biblie personalizată pe care o vedeți acolo, să le fie mult mai ușor
să citească exact esența. Pasul următor este să lași niște indicații, cum mulți dintre noi ne lăsăm în Biblie. Poate vrei să lași o structurare a unui capitol sau un titlu mai vizibil. Următorul pas este să lași la pasul 5 este să lași la sfârșitul Bibliei niște mesaje încurajatoare. Poți să spui mărturia în Biblie, poți să scrii cu pixul mărturia ta și să poată omul ăla când citește Biblia să fie transformat de Dumnezeu. Următorul slide sunt trei motive ca să te implici în acest proiect. În primul rând, prin acest proiect tu poți să împlinești porunca lui Hristos și anume să propovăduiești Evanghelia și să duci Evanghelia mai departe la oameni. În al doilea rând, oamenii se întorc la Hristos prin munca ta de mână făcută. Este o lucrare extraordinară și cei care se implică sunt atât de satisfăcuți pentru că văd cu ochii lor mărturii zilnic. Iar în al treilea rând, în timp ce tu subliniezi Biblia și tu o pregătești pentru cei care nu au Biblie, în acest timp tu poți să o studiezi și să citești Biblia personalizând-o. În următorul rând, sunt niște reguli pentru personalizare pe care le dăm celor care se implică, iar în final avem un motto al echipei acestea și anume fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Este motto-ul pe care noi ne motivăm să facem acest proiect și ne dorim ca în continuare să continue această lucrare. Dar vreau să vă zic înainte să închei această mărturie, un lucru care probabil îl știți deja. Cum am spus, Biblia este baza schimbării mele. Țineți minte chestia asta pentru că poate să fie și baza schimbării voastre. Biblia mi-a cerut să fiu o persoană diferită. Mi-a cerut să fac altceva, nu să fac tot ceea ce face lumea. Biblia m-a ajutat să văd unde greșesc, iar Biblia m-a condus către Hristos. Eu am ales o pocăință care necesită sacrificiu. O pocăință care oferă implicare. Am ales să-mi trăiesc viața cu pasiune pentru Hristos, chiar dacă asta înseamnă că voi atrage uneori disprețul și batjocurile oamenilor. Prefer să fiu prietenă cu Dumnezeu, chiar dacă lumea îmi va deveni vrășmașă, decât să fiu prietenă cu lumea și să-mi fie Dumnezeu vrășmaș. Eu l-am ales pe Dumnezeu. Tu ce vrei să alegi în seara asta? Eu nu vă promit că va fi ușor să schimb viața. Nu mi-a fost ușor deloc. Însă când am simțit că l-am pe Hristos aproape de mine, am putut să trec peste orice. Am putut să nu mă mai intereseze de părerile oamenilor, de ceea ce vor zice alții dacă mă voi pocăi. Și mi-am dorit să fiu pe placul lui Hristos, nu pe placul lumii. Îți doresc ca în seara aceasta să te duci acasă și să deschizi Biblia și să o citești. Îmi doresc ca în seara asta să te duci acasă și să te rogi sincer înaintea lui Dumnezeu. Îmi doresc ca în seara asta să mergi acasă și să-ți dorești să schimbi și tu lumea, să ai și tu impact în fața colegilor, să putem să fim cu adevărat o lumină. Pentru că Iisus este lumina lumii. Iisus este lumina lumii. Noi trebuie să fim lumina lumii. Și implică-te în slujire. Nu sta pe o bancă în biserică, nu te mulțumi cu o slujire în biserică, nu te mulțumi pentru că sunt atâția oameni afară care au nevoie de noi. Sunt atâția oameni care nu-L cunosc pe Hristos și mă doare sufletul când mă gândesc că trebuie să ieșim pe străzi, trebuie să ieșim să evangelizăm, trebuie să fim mult mai implicați și pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate să vorbească prin tine și prin tine și prin oricine ce ești aici. Nu te uita la alții cum fug după Dumnezeu, care fug pentru Dumnezeu și spune că este prea greu, că ceea ce fac ei este imposibil. Nu spune că nu ai timp, nu ai timp să te implici, nu ai timp să faci nimic pentru că ai școală și multe alte motive, sau poate că nu ești chemat la asta. Dumnezeu te-a chemat să evangelizezi. Dumnezeu te-a chemat să vorbești la colegii tăi despre Hristos, Dumnezeu te-a chemat să chemi oamenii aici, Dumnezeu ne-a chemat pe toți ca să putem să fim o lumină și să-i aducem și pe alții la Hristos. Pentru că gândiți-vă că va veni o zi în care Iisus Hristos va veni pe norii cerului, iar în momentul acela se va uita la mine, în primul rând, și la tine și va spune, tu ce ai făcut pentru mine? Ai evangelizat? Ai spus cuiva de mine azi? Pentru că dacă nu, va fi un moment în care probabil nu vom fi fericiți, însă îmi doresc ca toți care ați fost aici să nu uitați că Biblia poate să vă schimbe.
Iar pentru că în seara aceasta am venit pregătită cu mai multe Biblii personalizate pentru cei care nu sunt pocăiți, pentru cei care sunt prieteni și care nu au o Biblie acasă, în hol, sunt Biblii personalizate pentru toți cei care nu au. Iar cei care își doresc să se implice în acest proiect, la Biserica Elim, aici, se va face o echipă cu fetele care își doresc și băieții care își doresc să personalizeze Biblii și să se implice în această lucrare de evangelizare. Iar cei care vor să se implice în acest proiect poate să rămână la final, acolo unde sunt Bibliile, pentru a se înscrie pe o listă. Nu rata șansa asta. Vei vedea minunile lui Dumnezeu. Amin.